Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Cum puteți vedea, suntem pe la păsări. Mi-a scris cineva în secțiunea de comentarii ca să, să fac un clip doar despre păsări. N-a uitat că fac. Uitați aici cochinchinaul. Este foarte frumos și le-am pus rumeguș pe jos. Doar că uitați cum îl fac. Uitați ce mai rămas din rumeguș. Și dacă o să vă arăt în partea asta alaltă ce am făcut, o să, cum au făcut rumegușul. Și na, o să vedeți diferența dintre ele. Uitați, leile sunt foarte ok. O să trească să le mute în cușca să ouă și ele. Au apă, mâncare. Uitați, găina asta vine pe aici, că le mai pică mâncare lor. Ia, să vă arăt. Și uitați cum mănâncă astea. Vedeți cum vine imediat și mănâncă. Uitați, găina, nu știu, am văzut că se tot dă pe lângă cuib. Azi este foarte cald, este foarte ok. Azi dimineața a fost minus 6 grade, dar acum uitați ce soare este. Foarte frumos, câinii sunt la soare. Ăsta stă în cușcă. Aici avem cochinchinaul cu alealte. Da, le-am mutat aici. Am mutat, mai înainte am mutat cochinchinaul. Să vedem cum se... No, uite că asta vrea să sară. Și urmăm așa dacă vreți să săriți. Sunt și cochinchinaul. Ăștia sunt foarte ok. Cocoșul a început, ăsta a început deja să calce. A început să calce, dar nu cântă. Și ăla, l-am văzut că cântă și calcă. A călcat găina și cântă pe la 4 dimineața. Ăsta cu ăsta alb de aici încep să cânte pe la 3-4 dimineața, dar ăsta încă n-a început să cânte, dar calcă și mă bucur. A călcat odată găinușa asta și asta habar n-avea ce însemna aia și a aflat ea până la urmă. Da. Uitați și alea la alte acolo. Cred că o să le dau drumul la ăștia. Hai, boș. Hai odată. Hai mă odată. Ăștia sunt foarte blânde. Am uitat să te mai filmez pe ăștia, dar să nu zboare iar afară ca data trecută. Uitați cum am zis, uitați cum au făcut mă ăștia rumegoșul și ălea la alte nume deloc. Și le-am pus exact la fel și, na, nu știu. Au acolo mâncare, apă cu medicament, azi este ultima zi. Uitați sticla acolo. Uitați și găinile. Vi le prezint așa. Mai în detaliu. Poate unii dintre voi vreți să vă uitați la ele mai în detaliat. Apoi le avem pe ăștia, la care o să le dau drumul mai pe seară, pentru că se bat cocoșii ăștia nebuni. Erau fost toată ziua pe afară. Mă mir cum de nu și-a luat ăsta bătaie. Și la ăștia încă nu le dau drumul, le mai las, știi că ele mai vin pe aici pe la gratii, se mai uită, o să vadă cum este locul. Foarte frumoase. Da, o să vă arăt așa mai în detaliu găinile. Poate vreți unii dintre voi să vă uitați la ele mai... Așa. Uitați-și pe Akira aici. Akira, hai! Hai sus! Hai, aici! Hai mă! Hai sus! Hai! Uitați-și pe Akira. Ce faci mă, ce faci? Ia uitați unde îmi vine. Aici. Da, normal cu umerii. Îmi vine peste genunchi, na, cu cât 4 degete ar veni. Are 8 luni. Deci,
început să turbeze. Aici cuibarul este gol deoarece am pus ouăle aici și o să le duc după în casă. Asta, găina asta cred că vrea să se ouă. Deci, ia uitați, o trecut cu un vecin, un vecin cu un câine de pe afară și a început să latre. Uitați cum latră. Avem și pui ăștia de carne pe aici. Numai că cam hârâie. Au viermi, trebuie să-i... Le-am dat pastile, dar tot degeaba. Uitați și rațele. Am trei. Uitați găina aia ce frumoasă este. Și eu am și pe aia cu moț. Măcar e moțul destul de mic. Uitați cum stau, ele stau majoritatea timpului aici. O să vedea cum e așa, măi. Și iau 4-5 ouă. Acum am luat 3 și am mai luat azi dimineață 2, na, 5 în total. Și na, dacă mai iau un ou, ar fi super ok. Deci da, cam atât a fost cu acest episod, v-am arătat păsările, cum mi-ați cerut. O să fac și clipuri separate cu porumbei și da, dați-mi idei de videoclipuri și eu o să le încerc să le respect. Și da, lăsați acolo mare, mare, mare like, cu voi a fost Robby, hai să strângem 60 de like-uri și postăm clip nou cu ideea unui abonat. Pa, pa!